Bună ziua și bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Gurban, iată care sunt titlurile acestei ore. Peste 700.000 de pensionari s-au trezit cu veniturile micșorate după recalculare, iar mulți vor să se adreseze instanței. În acest context, ministrul Muncii va face în scurt timp o conferință de presă în care va vorbi despre aceste erori. Procurorii solicită ca frații Tate să rămână în arest preventiv. Cei doi sunt vizați de un nou dosar penal și au fost reținuți pentru 24 de ore. Victor Negrescu este propunerea lui Marcel Ciolacu pentru postul de comisar european. Anunțul a fost făcut chiar de premier la Bruxelles, după ce a avut o întâlnire cu Ursula von der Leyen. Iar Donald Trump a ieșit din nou în public la un meeting electoral în Carolina de Nord, unul din statele cheie în alegerile prezidențiale. Acesta și-a făcut apariția, protejat fiind de un geam de sticlă antiglonț. Da, și urmărim chiar în aceste momente pe ministra Muncii, Simona Bucura-Oprescu, precizări în contextul în care, așa cum spuneam, peste 700.000 de pensionari s-au trezit cu pensiile micșorate, chiar și cu până la 3.000 de lei. Vorbim despre acei pensionari care au lucrat în condiții grele, mai exact medii poluante, și care, tocmai datorită specificului muncii, au avut inițial pensii mai mari decât media națională. Vă propun așadar să urmărim și revenim imediat după cu concluziile. Prin această conferință de presă este că nici o pensie nu scade. Vreau să fiu foarte bine înțeleasă. Nici un pensionar nu va primi în septembrie o pensie mai mică decât cea din luna august. Niciunul. Fac apel la mass media, astfel încât să transmită acest mesaj, astfel încât informația corectă să ajungă la pensionari. Repet mesajul. Nici o pensie nu scade în urma recalculării. Din contră, cei mai mulți, adică peste 82% dintre pensionari, vor primi mai mult. Indiferent de rezultatul recalculării din decizia primită de la Casa de Pensii, toți pensionarii vor primi în septembrie și în lunile următoare o pensie cel puțin egală cu cea din luna august. Nimeni nu va primi mai puțin. Mă adresez acum pensionarilor care, în decizia primită de la Casa de Pensii, au un cuantum mai mic în urma recalculării. Stimați pensionari, pensia dumneavoastră nu scade. Noua lege a pensiilor garantează că pensionarii vor primi cuantumul cel mai favorabil, indiferent de rezultatul recalculării. Deci, dacă în decizia de recalculare punctajul, rezultat, indică o valoare mai mică decât pensia pe care ați primit-o în luna august, atunci veți rămâne cu pensia mai avantajoasă, adică pensia lunii august. Scrie negru pe alb și pe deciziile de recalculare pe care le-ați primit sau urmează să le primiți. Se menține cuantumul pensiei stabilit și aflat în plată anterior recalculării de la 1 septembrie 2024 de, conform articolului 144, aliniatul 6 din legea 360/2023. Deci nu va scădea nici un leu pensia dumneavoastră. Dar ca toate lucrurile să fie clare și lipsite de orice echivoc, veți primi în următoarele săptămâni o confirmare oficială din partea Ministerului Muncii și a Casei Naționale de Pensii Publice că pensia dumneavoastră nu scade. Cea mai bună confirmare pentru ceea ce spun va fi însuși cuponul de pensie aferent lunii septembrie. Am fost întrebată ce pensii au un cuantum mai mic după recalculare și rămân cu pensia care este acum în plată. În general, sunt două categorii de pensionari în această situație. Indemnizația socială pentru pensionari, care nu scade sub 1.281 de lei, fiindcă începând cu 1 septembrie, beneficiarii
de indemnizație socială vor continua să primească suma minimă garantată de 1281 de lei, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării. În urma recalculării, dacă pensia este mai mică de 1281 de lei, suma, diferența, se suportă de la bugetul de stat ca și până acum. Cei care au avut un avantaj la pensie și primeau mai mulți bani decât alți pensionari care au muncit și contribuit la fel, ei au avut deja avantajul pe care alți pensionari îl obțin acum și a căror pensie crește în urma recalculării. Ei bine, domniile lor nu pierd acest avantaj, pentru că își păstrează pensia mai favorabilă. Deci chiar dacă nu le crește pensia acum, acești pensionari nu vor pierde niciun leu la pensie. Așa realizăm scopul principal al legii de a elimina inechitățile din sistem. Toți pensionarii vor primi o pensie cel puțin egală cu cea din luna august. Este garanția, iată, pe care o oferă ministra Muncii Simona Bucura Oprescu, dacă în decizia de recalculare, precizează oficialul, este indicată o pensie mai mică în luna august, atunci dumneavoastră veți rămâne cu pensia mai avantajoasă, întrucât se menține cuantumul pensiei. În acest sens, în săptămânile următoare, toți pensionarii din țară vor primi o confirmare oficială din partea Casei Naționale de Pensii și din partea Ministerului Muncii în acest sens. Între timp, pensionarii continuă să ia cu asalt casele teritoriale de pensii pe măsură ce primesc aceste decizii de recalculare. Oamenii fie nu înțeleg termenii folosiți, fie spun ei că sunt greșite calculele. Zice aici stagiul de cotizare contributiv 40 de ani, 4 luni și nu știu cât. Și aici zice stadiu de cotizare contributiv 13 ani, nu știu de unde, ce înseamnă. Și pensia a rămas la fel? Nu, a crescut circa 800 de lei. Dar trebuia să fie mai mare. Asta a dat o nelămurire și numărul de puncte de stabilitate e mai mic. Bine m-a lăsat a mea pensie. 1257. Iar aia scrie acolo 0, nu mai îndecat. Domnul Tec, mai în spate. Au greșit recalcularea punctelor. În loc să fie 23 de puncte cât a fost pe celelalte, am ajuns la 21 de puncte. S-au scăzut numărul de puncte. Eu am lucrat în topitorie, mi-au luat grupe, am lucrat la spitalul de nebuni, mi-au luat puncte, am lucrat în creșe cu copiii, mi-au luat toate punctele care, de sport, de vechime, de toate le-au luat. Am ieșit cu pensie socială după 29 de ani și de muncă. Iar acum vă propun să privim lucrurile din alt unghi. Recalcularea pensiilor a păgubit pe hârtie peste 700.000 de pensionari care s-au trezit cu sume drastic micșorate, chiar și cu până la 3.000 de lei. Sunt acei români care au lucrat în condiții grele în medii poluante și care, tocmai datorită specificului muncii, au avut inițial pensii mai mari decât media națională. Chiar dacă autoritățile spun acum că aceștia vor rămâne cu pensiile aflate în plată, ei tot nu ies în câștig, ci chiar în pierdere. Iar asta pentru că toate indexările de pensii care se vor face în anii următori se vor aplica la pensia recalculată, așadar micșorată în aceste cazuri particulare. Practic, acești oameni vor trăi câțiva ani cu pensia înghețată. Dar vă propun să urmărim calculele într-un context economic care este deja afectat de inflație. Haideți să vedem mai întâi cine sunt acești români pe care noua lege a pensiilor i-a dezavantajat. Sunt foștii angajați din industria minieră, mecanicii de locomotivă din industria nucleară, siderurgică sau petrolieră, care au avut condiții speciale de muncă. Ei s-au trezit cu un cuantum al pensiei micșorat, chiar și cu până la 3.000 de lei. Dar să luăm un exemplu concret. Domnul Ionescu a lucrat mecanic de locomotivă și a beneficiat de o pensie de 9.884 de lei. După recalculare, suma a scăzut cu peste 2.000 de lei și a ajuns la 7.599 de lei potrivit deciziei primite prin poștă zilele trecute. Acum, vestea bună, singura de altfel, este că domnul Ionescu va rămâne cu pensia în plată, deci cu cea nemicșorată. Din păcate, există și o veste proastă.
toate indexările de pensii care se vor face în România se vor aplica, atenție, la pensia recalculată și nu la cea aflată în plată. Să presupunem că în următorii ani pensiile românilor vor fi indexate cu o rată a inflației de 7% pe an. Domnul Ionescu nu va beneficia însă de această majorare. Ce va însemna acest lucru pentru el? Ei bine, o pensie înghețată timp de 3 ani până când valoarea recalculată și indexată va depăși valoarea în plată. În acest caz, de la 1 ianuarie 2025, valoarea pensiei după indexare va crește până la 8.130 de lei. Deoarece este mai mică decât pensia în plată, domnul Ionescu va încasa în continuare 9.884 de lei. Același lucru este valabil și în următorii 2 ani. Abia în 2028, după 4 indexări anuale cu 7%, pensia recalculată va depăși valoarea pensiei în plată, iar domnul Ionescu se va bucura de o sumă majorată, atenție, cu doar 74 de lei. Și dacă vă întrebați ce înseamnă 3 ani de pensie înghețată, să nu uităm că România este țara cu cea mai mare inflație anuală din Uniune. În iulie, prețurile au crescut în medie cu 5,8% față de aceeași lună din 2023. Orice venit care rămâne pe loc se traduce, de fapt, într-un venit mai mic pentru că este erodat de inflație. Continuăm știrile, schimbăm registrul și vorbim despre faptul că procurorii vor ca frații Tate să meargă din nou în spatele gratiilor. În urmă cu scurt timp, propunerile de arestare preventivă pentru cei doi deja au ajuns la instanța de judecată. Cei doi, vă reamintesc, sunt inculpați într-un dosar de trafic de minor și act sexual cu un minor, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat. Colegul meu, Andrei Rotaru, se alătură chiar acum cu mai multe informații. Andrei, bine te-am găsit, te ascultăm! Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. La ora 15 era programată să înceapă ședința de judecată. În momentul de față nu putem decât să așteptăm vești din partea oficialilor, așadar din partea tribunalului sau din partea celor care îi reprezintă legal pe cei doi frați. Ne aducem aminte, așadar, în această după-amiază, procurorii DIICOT au solicitat oficial arestarea preventivă atât pentru Andrew și Tristan Tate, cât și pentru una dintre cele două femei despre care spuneau inițial că le-ar fi complice. Asta se întâmpla în primul dosar, știm foarte bine. Vorbim de această dată însă de acuzații foarte grave. Vorbim despre trafic de minori, despre act sexual cu un minor, spălare de bani, influențarea declarațiilor, dar și constituire de grup infracțional organizat. Este important să ne uităm la cum a început tot acest dosar, pentru că știm foarte bine cu toții ce am văzut în luna decembrie anului 2022, atunci când la fel anchetatorii au pătruns în casa fraților Tate, au ridicat de acolo probe ore în șir, cei doi au fost apoi duși la audieri și în final reținuți ca mai apoi să fie arestați preventiv pentru un total de 4 luni. Vedem că deja scenariul seamănă foarte tare cu ceea ce am văzut în ultimele 24 de ore. Am văzut audieri care au durat 11 ore, am văzut percheziții care au durat 11 ore, audieri care au durat alte 6 ore și la finalul cărora frații Tate au ieșit din sediul DIICOT în stare de reținere, conform legii în acel moment, pentru 24 de ore. Ne uităm foarte scurt și la acuzațiile care li se aduc, pentru că spun pe larg procurorii DIICOT, în perioada 2014-2021, unul dintre frați ar fi racolat o tânără la vremea respectivă minoră, în vârstă de 17 ani, pe care ar fi obligat-o să practice, să realizeze materiale de natură pornografică în mai multe locații din Marea Britanie și din România, iar materialele respective ar fi fost apoi vândute pe site-uri de specialitate pentru un profit total de-a lungul anilor obținut de 1,5 milioane de dolari americani. Totodată, susțin procurorii, în luna decembrie anului 2020, unul dintre cei doi frați ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră, de data aceasta în vârstă de doar 15 ani. Mulțumim, continuăm știrile. Medicii atei iau atitudine în scandalul de la Spitalul Pantelimon. Societatea Română de Terapie Intensivă cere avocatului poporului să lămurească dacă a fost respectată prezumția de nevinovăție a celor două doctorițe acuzate de omor calificat. În plus, medicii transmit că se bazează pe avocatul poporului
pentru a promova un cadru legal pentru pacienții muribunzi aflați pe secțiile de ATI, pentru a nu se mai repeta situația de la Pantelimon. Colega mea Maria Moiș a citit scrisoarea și se alătură cu detalii. Maria, bine te-am găsit. Ce solicită medicii? Te ascultăm. Bun găsit tuturor. Sunt trei puncte în scrisoarea medicilor ATI. În primul punct, medicii cer o analiză a felului în care a fost respectat dreptul la prezumția de nevinovăție al persoanelor acuzate și arestate. Desigur că se referă la cele două doctorițe eliberate de curând din arestul preventiv. Spun medicii ATI că dreptul la prezumția de nevinovăție este prevăzut de codul penal, dar și de CEDO, adică este un drept al omului în cele din urmă. În al doilea punct, medicii ATI cer ajutor pentru o legislație clară în ce îi privește pe pacienții aflați la sfârșitul vieții și care sunt internați în secțiile ATI. Spun aceștia că au încercat încă din anul 2009 să reglementeze după model european, dar citez, un scandal în context politic a determinat scoaterea propunerilor medicilor ATI din formula finală. Cu alte cuvinte, spun medicii, acum există un vid legislativ. Societatea Română de ATI chiar spune că se bazează pe avocatul poporului pentru a avea în sfârșit o legislație clară în acest domeniu pentru, citez, a evita situația dramei prin care trecem în prezent. În fine, în ultimul punct, medicii cer includerea experților de diferite specialități în expertiza medico-legală, pentru că vă reamintesc, la dosarul acestei cauze este atașată o expertiză INML, dar fără să fie cooptată și opinia specialiștilor în acest caz. Vorbim despre o scrisoare care este semnată de 35 de membri ai Societății Române de ATI. Maria, mulțumim, continuăm știrile. China cere propriilor cetățeni care se află în Liban să părăsească țara cât mai curând posibil. Din ce motive, aflăm imediat la știri. Victor Negrescu este propunerea lui Marcel Ciolacu pentru postul de comisar european, iar anunțul a fost făcut chiar de premier la Bruxelles, după ce a avut o întâlnire cu Ursula von der Leyen. El a precizat că cel târziu luni speră să înainteze propunerea din partea guvernului. Am mers cu un nume, el este actualul vicepreședinte al Parlamentului European, domnul Victor Negrescu. Ne-am făcut și un calendar, un deadline. Eu sper ca cel târziu luni să înaintăm propunerea din partea Guvernului României. Acest atribut este exclusiv al primului ministru, dar, cum este și normal, și deja am și stabilit cu domnul președinte Nicolae Ciucă, vom avea o discuție în următoarele zile. Urmează în cursul zilei de astăzi, împreună cu Victor Negrescu, să am o discuție și cu președintele PES, cu Ștefan, în ceea ce privește negocierile în cadrul familiilor europene privind portofoliile comisarilor europeni pe fiecare familie politică. Cel mai important în acest lucru, în acest moment, este de a avea o negociere foarte bună pentru România și pentru portofoliu cât mai relevant în cadrul Comisiei Europene. Premierului pentru postul de comisar european susține că țara noastră are toate șansele de a obține un portofoliu relevant în cadrul viitoarei comisii. Însă decizia va fi luată abia la mijlocul lunii viitoare după discuțiile președintei Ursule von der Leyen cu premierii celorlalte țări. 10 august, după finalul lunii august o să știm exact și portofoliul alocat României. Mă aștept ca undeva la mijlocul lunii septembrie deja să înceapă audierile la nivelul Parlamentului European. Un portofoliu relevant este un portofoliu unde avem o influență mai mare din partea Comisiei Europene. După cum știți, Uniunea Europeană, conform tratatelor, are competențe exclusive, zone unde are un impact mai mare din punct de vedere juridic și în sensul acesta, dacă vorbim de piața internă, când vorbim de economie, aceasta este zona pe care o acoperă mai mult Comisia Europeană.
În această logică, discuțiile s-au purtat în a obține un mandat de acest tip pentru țara noastră. Nu avem o concluzie finală, pentru că președinta van der Leyen tocmai a revenit din perioada de concediu și în prezent poartă discuții cu toți premierii statelor membre. Eu m-am ocupat de bugetul Uniunii Europene. Sunt responsabilul familiei social-democrate privind aspectele economice și bugetare și astăzi sunt negociator șef al Parlamentului European privind bugetul Uniunii Europene pentru anul viitor. Cred că aceste elemente reprezintă argumente importante în a putea gestiona tot ce ține de bani europeni și de resurse pe care le gestionează Comisia Europeană. Iar interviul integral cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, îl veți putea urmări începând cu ora 16 în jurnalul prezentat de colegul meu, Gabi Bălașu. Continuăm știrile acum și vorbim despre faptul că Directoratul Național de Securitate Cibernetică a publicat un ghid de protecție a datelor online pentru părinți, copii și profesori. Documentul are 60 de pagini și explică ce înseamnă date personale, cum pot fi acestea accesate, protejate, dar și care sunt amenințările în ceea ce privește accesarea informațiilor personale de către cineva care nu este autorizat. Cu explicații se alătură chiar acum colegul meu, Andrei Nourescu. Bun găsit! Chiar dacă este adresat în principal copiilor și părinților acestora, cred că acest ghid până la urmă ne poate fi util tuturor. Acesta conține în primul rând câteva sfaturi generale, de bază aș putea spune, în ceea ce privește securitatea cibernetică, pentru că vedem aici, nu trebuie să-ți dezvălui parolele, nu trebuie să deschizi atașamente care par cumva suspecte, să nu-ți salvezi parolele în locuri nesigure și așa mai departe, evident, nu accepta și nu te duce la întâlniri cu necunoscuți sau doar dacă ești cunoscut pe internet. O să mergem imediat să vedem și câteva sfaturi adresate în special copiilor, pentru că aceștia sunt cei mai vulnerabili. Iată, pentru copii trebuie să le spui tot timpul părinților ce site-uri vizitezi. Nu trebuie să-ți pui informațiile personale în username. De asemenea, să nu trimiți online poze, videoclipuri cu tine și așa mai departe. Nici măcar să nu cumva să te lași păcălit de concursuri online în care ți se pot cere tot felul de informații personale sau date de ale tale. Acestea nu trebuie trimise deloc. Mergem acum mai departe să vedem și părinților cam ce sfaturi li se dau prin acest ghid. Iată, trebuie să avem mereu grijă la informațiile care sunt partajate despre copii, apoi aplicațiile cu control parental de asemenea sunt foarte importante, trebuie stabilite evident niște reguli și limite, inclusiv timpul petrecut în fața ecranului și tot timpul o verificare a tuturor aplicațiilor care sunt folosite de către copii. Sigur, toate acestea acumulate evident că duc la o folosire mai sigură a internetului și astfel ne protejăm cu toții. Chiar dacă are 60 de pagini, acest ghid este foarte prietenos și accesibil și merită citit cel puțin o dată. Kamala Harris este cea mai radicală persoană de stânga, un adevărat marxist, aruncă invective contra candidatul Donald Trump. Protejat de un geam de sticlă antiglonț, Trump a ieșit din nou în public la un meeting electoral în Carolina de Nord, unul dintre statele cheie în alegerile prezidențiale din noiembrie. În primul meeting de campanie în aer liber de la tentativa de asasinat, Donald Trump a ținut să arate cât de apropiat de oameni este el și cât de bun ar fi pentru economia americană dacă ar fi ales. Oponenta sa, Kamala Harris, ar aduce nori negri asupra Statelor Unite și milioane de locuri de muncă vor dispărea dintr-o singură lovitură dacă ea va câștiga, clamează Trump. If comrade Kamala wins this November, World War III is virtually guaranteed to happen. Everything she touches, she destroys. Everything that she's touched, you look at her life. She was district attorney in San Francisco. The place went to hell. În călătoria sa de o săptămână prin Statele Unite, Donald Trump încearcă să distragă atenția de la democrați și de la convenția lor națională, acolo unde star este Kamala Harris. Iar în acest scop, Donald Trump promite orice, inclusiv pacea mondială. We defeated ISIS, we killed the world's top terrorists, we secured our borders, we achieved energy independence, we stood up to China, we protected Israel. We made peace in the Middle East with the Abraham Accords and more, we did things like
nobody ever heard of, and we brought our troops mostly back home. We didn't start any wars. Acum lumea este în flăcări, iar Kamala și Biden ne-au adus în pragul celui de-al treilea război mondial, afirmă Trump, dând vina pe actuala conducere de la Casa Albă pentru retragerea din Afganistan și războaiele dintre Rusia și Ucraina și dintre Israel și Hamas. Peace in Europe has been shattered by the largest European land war since the fall of Nazi Germany. This is the largest war there's been, and this war is going to escalate and escalate. When, if, but when, I have to always say if, you know, because they cheat. I would say when if they didn't cheat, but they cheat. That's the one thing, they're great at cheating in elections. If we win, I'll get that thing settled before I take the office. I'll get it settled as president-elect. I'll get that war stopped. Donald Trump a stat pe podium înconjurat de panouri de sticlă antiglonț, care formau un zid de protecție, parte a măsurilor de securitate intensificate menită să-l țină în siguranță, după ce a scăpat la limită de un atentat în Pennsylvania pe 13 iulie. În plus, mai multe containere au fost stivuite în jurul perimetrului pentru a crea pereți suplimentari și pentru a bloca vederea unui potențial atacator. China cere propriilor cetățeni care se află în Liban să părăsească țara cât mai curând posibil. Este un semn al amplificării tensiunilor din regiune și al unei posibile extinderi a războiului. Îndemnul Beijingului vine la o zi după un atac israelian în Liban care a ucis un lider militar palestinian al mișcării Fatah. Situația de securitate din Liban este una gravă și complexă, mai transmite ambasada chineză din Beirut, care amintește că nivelul de risc pentru călătoriile în sudul Libanului este roșu, adică extrem de ridicat. Mai multe țări au cerut în ultimele săptămâni cetățenilor să părăsească Libanul, unde se află gruparea Hezbollah, aflată cu mișcarea teroristă Hamas, ambele susținute de Iran. Ana Bogdan traversează o perioadă bună la competițiile de tenis de peste ocean și s-a calificat în sferturile de finală la turneul WTA 250 de la Cleveland. Ana a învins-o pe jucătoarea din Belgia, Grid Minen, de care mai trecuse la același turneu și în calificări. În lupta pentru un loc în semifinale, jucătoarea din România o va întâlni pe rusoaica Anastasia Potavova, 23 de ani și locul 43 mondial. Punem punct jurnalului, dar de la fix cu ultimele informații vă așteaptă colegul meu Gabi Bălașum, iar știrile continuă și pe site-ul nostru euronews.ro. Pe curând!